din 3. 1. 1, da. Radical din 3, radical din 2 și radical din 3, care e mai mare? Radical din 3. Radical din 3? Da. Radical din 2, cât am zis noi că este? Radical din 2 este 1,41. Radical din 3 ar trebui să-l facem. 1. 1. La decimale mai mult. 1,73 și multe decimale, da? Așa ești puncte-puncte. Da. Dacă fim egal, spunem puncte-puncte. Dacă fim aproximativ egal, 20 mai, atunci... Tărostaș. Așa trebuie văzut, da? Trebuie să punem... 1,73 pe undeva creta, cât ne ajută creta. E cu minus, da? Minus. Da. 1,73. Dincolo de jumătate, pe aici pe undeva. Habar n-am pe unde exact, da? Cam așa. Minus radical din 3. Da. L-am plasat și pe asta. Minus radical din 8. Minus radical din 8. Radical din 8. Din 4 cât ar fi radical din 4? 1. Radical 2, din 4. 2. Radical din 9 cât este? 3. Ar fi 2. Și radical din 8? 2. 2 și ceva. Da. Mai aproape de 3. Ar fi 2, 80, 70, 80 și ceva, da? Da. Facem aproape de 3. Deci, cu alte cuvinte, fi cu minus, mă duc la minus 1, minus 2, minus 1, minus 2, hai să-i punem astea cu, așa, minus 1, minus 2, minus 3, și eu mă duc, oare, dincolo de 2 și jumătate? Da, dincolo. Cât ar fi fost, dacă ai 2,5 ori 2,5, cât face? Ca și cum aș pune 25 ori 25. 4, în spate e la 2, e mai aproape de 2. E mai aproape de 2,4. 2,4? Da. Nu. Cât face în dată, spun? Radical din 8. Cât este radical din 6,25? Radical din 6,25. Nu se poate. Hai să încercăm împreună. Hai să extragem radical. Deci, prima grupă de câte două cifre, de la virgulă în dreapta și de la virgulă în stânga. Deci aici, cât ori cât se face 6? 2 ori 2. 2. 2 ori 2 egal cu 4. Punem 4 și scătragem noi și scătem. 2. 2, 2, 20. Am ajuns la virgulă, punem virgulă. 4. Dublăm, coborâm grupa 25. 4. O cifră și mulți cu cifra aceea se fac 45. 5 ori 5. Și cât face? 2,25. 225. Deci 2,5 din 6,25. Deci radical din 6,25 face 2,5. Da. Deci în loc de minus 2,2 între 3 și o 2, putem să spunem că ar fi radical din 6,25. Da. Dar noi avem radical din 8. Nu din 6,25, din 8. Ar da mai mare? Nu, dă... ar da mai mic. Deci nu dă mai mic decât 2,25. Da. Păi dacă e din 8. E mai mare. Păi eu am zis să facem radical din 8. Păi... 2, 10. Vezi, faci să extragem, da? Radical din 9. Da. Radical din 9. 2. 2. 2 ori 2. 4. 400. Îl punem virgulă, ca așa se înțelege. Da. Deci punem 400. Dublăm pe 2, 4. 4. Liniuță, 4. Liniuță, 4. Adică, ce să pun eu? Ce cifră să pun aici? 9.
Nu. Hai să încercăm un 8. Da, un 8. 8 ori 8, 6. 8 ori 8? 4. 64, 4. Și 6. 8 ori 4, 32. Și cu 6, 38. 38. Vezi, s-a apropiat. 384. Deci, 8. Și ce-o mai fi? Nu-i 2,5, e 2,8. Tu spuneai că e mai mic. Păi uite, de, nu aveai dreptate și dovadă că nu ai avut dreptate, este următorul lucru. Că dacă din 6,25 face 0,5, dar din 8, 8 e mai mare. Eu atunci... mă gândeam să fac un cap, să fac radical din... Dar nu, eu te întrebam ca poziții, îți dă rezultat mai mare sau mai mic? Răspunsul corect este mai mare. Dar minus, noi avem din minus, minus radical din 8 este. Dar din minus 2,8. Minus 2,8. Mai aproape de minus 3. Aici este minus 3, da? Pe aici spune că îl depășim pe minus 0,5. Da. Cam arătat din 6,25 e 0,5. Da. Deci aici undeva îl băgăm pe acesta, pe cu minus radical din 8. Bine. Minus 3,1. Minus 3,1. Asta e ușor. Unde îl punem? După 3 cu... Deci pe minus infinit, e mai mic sau mai mare? Minus 3,1. Poftim? Minus 3,1 față de minus 3. E mai mic sau mai mare? Mai mare. Mai mic. E mai mic, mai mic, mai e mai în stânga, da? Da? A, deci ăsta îl punem aici pe minus 3,1. Da. Și... Radical din 5. E cu plus. E cu plus. Unde deci... Lasăm. 2,4120. Nu, e 2 și ceva. Da. Da? E 2 și ceva. Dacă e 2 și ceva, hai să zicem aici e 1. Facem pe 2 mai întâi. 2, uite 2 aici. 3, deci 1, 2, 3. Și nu e 2,5. E 2. Că dacă ar fi 2,5, 25 ori 25, cât face? 6,25. Da. Da? 2,5 ori 2,5. Am făcut mai devreme. 6,25. Deci îl plasăm pe undeva pe aici. Pe 2. Pe aici îl plasăm, să zicem... Ar fi fost 2,8. 2,8? Nu, 2,2. 2,2. Aproximativ. Ia să vedem, 22 ori 22, cât face? Deci 22 ori 22. 2 ori 2, 4. 2 ori 2, 4. 2 ori 2, 4. 2 ori 2, 4. Da? 4, 8, 4. 4,84. 2,2. 2,2, 2,2 și multe decimale, da? Deci pe radical din 5 îl punem pe aici undeva. Pe aici undeva. Și pune radical din 5. Da. Radical din 5. 8 cu 3, 12. Pe 2 îl punem la locul lui, nu? 2. 6, 5. Și pe ultimul aș termina. Și 2 și 3 pătrim. 2, 3 și 3 pătrim. E 12... Ba da, e 12 supra 4. Cum înțelegi tu 2 în 3 și 3 pătrim? 2 ori 4 plus 3. Bun, dar așa... Ca număr. 2 pe 1 ori 3 pe 4. Nu-i, nu-i mulțire. Nu-i mulțire. E ce? E 2 și... E 2 pe 1 plus 3 pe 4. Asta înseamnă 2 plus 3 pătrim. 2 plus 3 pătrim. Deci la 2 mai merge 3 pătrim. Adică următorul întreg îl împărțim în câte părți? În 4. 2 și încă 2. Și aici este el. Aici este 2, deci atenție, dragule, prin 2 în 3 și 3 pătrim, înseamnă la 2 mai pui 3 pătrim. Da? Și atunci, iată, aici este 2 în 3 și 3 pătrim. 2 în 3 și 3 pătrim, aici se poziționează. Da. Suntem acum în situația de a scrie ordinea crescătoare. Da, păi minus 3,1.
Deci este minus 3,1. Mai mic decât radical din 3. Radical din 8. Minus radical din 8. Minus radical din 8. Mai mic decât minus 2,5, adică minus 2 între 1 pe 2. 2 între și o doime. Minus 2 între și o doime. Mai mic decât. Mai mic decât mai mic decât radical din 3. Minus radical din 3. Minus radical din 3. Așa. Și atât. Și mai mic decât 2. Da, mai mic decât 2. Și mai mic decât. Mai mic decât radical din 5. Da. Și mai mic decât. Și mai mic decât 2 între 3 pe 4. 2 între 3 pe 4. Iată că le-am ordonat foarte clar. Câte numere am avut de ordonat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sunt. 2, 4, 6, 7. Le-am luat pe toate. Aș vrea să te întreb încă o dată aici. Spune-mi, te rog, a fost importantă reprezentarea lor de axe? Da. Dacă nu venea mie în minte și ziceam, hai să le luăm acolo, să încercăm să le ordonăm. Dacă nu le luăm, le calculam și... Cum le calculam? Radical din 3 ne dădea 2, ceva. Și fără să le reprezentăm, luam de o parte abstract așa și ziceam, radical din cât? Radical din radical 3. Radical din 3. Minus radical din 3. 1,73. Radical din 8. Iar minus radical din 8 făcea minus 2,8 și puncte, puncte. Și așa mai departe, pe toate le-am... Radical din 5 nu dădea... Radical din 5 2, 2, așa, radical din 5 și 2, 2,2 2,2 puncte, puncte. Și făceam 2 între 3 pe 4. Se termina mai repede. Se termina mai repede? Da. Păi de ce crezi că se termina mai repede? Păi... calculam... Trebuia să le-am pe toate câte, 6 puse, nu? Deci minus 2,2. Trebuie fost și ăsta, minus 2 și o doime, și o doime. Care înseamnă 5 pe 2, adică 2, minus 2,5. Minus 2,5. Da. Apoi. Eu vreau să le reprezentăm pe toate câte sunt acolo, 7. 3, minus 3,1 e făcut. Minus 3,1 rămâne minus 3,1. 2, 2, 2 egal cu 2. 2 egal cu 2. Și 2 întregi. Și 3 pe 4 este 11 supra 4, adică 2, cât este? 2,7. Da. 2,75. Da. Puteam zici, da, că e 2 între și 3 pe 3. 2,75. 2,75. Și acum ordonam. Și cum? De ce crezi tu că era mai rapid? Mă interesează, văd de cum vezi tu că e mai rapid. Mi-ai spus mai rapid. Era mai logic, să vedeam numerele și era mai ușor. Spune... A fost minus 3,1, minus 2,8. Să fugi uite tot timpul. Dar nu, că spui jos. Ce spui tu mie? Deci, să recunoaștem. După ce am muncit și am văzut ce e frecant, ce se înseamnă. Păi, asta înseamnă că de așa s-ascunde toată munca acolo. Că dacă ștergeam totul și plecam, de la bun început fără varianta asta, se fi văzut cât de mult munceam. Dar pe axe reprezentându-le, am făcut două lucruri în plus. Că numerele acestea nu sunt niște abstracțiuni, că tu le privești ca niște abstracțiuni, ci sunt niște puncte pe axă și ăla care e mai la stânga, ca reprezentare, e cel mai mic. De la cel mai mic spre cel mai mare. Deci toată munca și asta a fost în legătură cu tot ce ai făcut mai înainte cu reprezentarea numărul pe axă. Că o să vezi cât de curând că ai nevoie de reprezentarea numărul pe axă. Deci trebuie să știi să le reprezinti pe axă pentru că așa putem să măsurăm segmentele.
Și zice minus 3,1 până la nu știu cine. Și îți dă o lungime, un segment. Dar tu trebuie să reprezinți pe acestea ca să poți să-ți dai seama de lungimea segmentului acela. Așadar, am făcut un lucru foarte important. Să reținem, dragilor, că puțin de numere, deci pe asta am vorbit. Am plecat la mulțimea numerelor naturale, am mers pas cu pas, ușor, ușor, de la plan la plan, până am ajuns la mulțimea și am trecut și la ieșiții, aplicații concrete, în legătură cu mulțimea numerelor respectiv. Și ce e mai important? Și metoda reduce la absurd. Haideți să facem și o sinteză. Sinteza orii, să zicem. Că chiar mi-a cerut cineva, repet, un copil, care spune, domnule, ce constă metoda reduce la absurd? Înseamnă contrazicem concluzia. Nu suntem de acord cu concluzia. Și pe baza concluzia în totalitate sau parte din ea. Pe baza raționamentului, plecând, băgând o ipoteză, negația concluziei, ajungem undeva să contrazicem un adevăr matematic sau să contrazicem ceva din ipoteză. Ceva din, când intră în conflict lucrurile acestea, noi lucrând foarte atent, raționamentul curgând corect, atunci spunem, nu mai îndrăznim să mai facem presupunerea aceea. Adică nu mai îndrăznim să mai contrazicem concluzia. Deci în final spunem, concluzia este adevărată. Aceasta e metoda reducere la absurd. Deci, și să zicem, sinteza oare, da? Ce am făcut aici? Mulțim de numere. De numere, demonstrație. De numere. Reprezentarea lor pe... De axă. De axă, da? Reprezentarea. Mulțim. A, da. De, a, da. Ui, a lui N, N, Z, Q și R. Reprezentarea de N, Z, Q și R. Pe axă. Apoi ce am mai făcut? Metoda reduce la absurd. Metoda reducere la absurd. Ordonarea numerelor. Sigur, la reprezentare aici intră și ordonarea, că avem și. Și cum am făcut aplicația. Da. Aplicații cu reprezentarea cu tot ce trebuie. Cam asta, dragilor, așadar. La revedere, să nu uitați de like, share, vă abonați la profil online. La revedere. Să o faceți, dragilor. La revedere.